Scene incredibile într-o școală din Bihor. Un elev în vârstă de 14 ani a fost pus la pământ și încătușat de polițiști chiar în clasă. S-a întâmplat după ce băiatul, alături de alți doi colegi, au mers băuți la școală și au făcut scandal. Mai multe informații are colegul meu, Marian Jinga, în direct cu noi. Marian. Da, Denisa, bun găsit, ai dreptate, un incident foarte grav. Trei elevi, toți de 14 ani, s-au dus băuți la școală și aveau un comportament agresiv față de colegi, dar și față de profesori. Așa că s-a solicitat intervenția unui polițist care se afla în fața școlii pentru a dirija traficul și pentru a asigura fluența intrării copiilor în școală. Doi dintre elevii s-au potolit, în timp ce al treilea a continuat să facă scandal. Atunci a fost solicitat și al doilea polițist, iar pentru că tânărul are calcitran, polițiștii l-au încătușat. Toată această scenă a fost făcută publică după ce elevii au filmat tot incidentul pe holul instituției. Mama băiatului a postat aceste filmulețe și acuză pe polițiști de agresiune, însă reacțiile apărute în spațiul public, în online, sunt împărțite. Unii acuză pe polițiști, alții pe copii că s-au dus la școală în stare de ebrietate. Băiatul, bineînțeles, a ajuns la poliție și a fost amendat cu 1000 de lei pentru participare la scandal, pentru înjurături, dar și pentru amenințări asupra colegilor și profesorilor. Pe de altă parte, în cadrul Inspectoratului de Poliție de la Bihor a fost discută și o anchetă internă. Se fac verificări acum prin biroul de control intern. Marian, mulțumesc!